Salut! Bogdan e nervos că el nu vrea să editeze filme. Salutare! Da, un pic. Astăzi o să prezentăm la cererea lui Cosmin, care a trimis un mesaj pe Autovit, Volvo XC60 din 2017. Motorizare 2 litri 150 de cai, din păcate tracțiune doar față, dar mașina se mișcă bine și o să vedeți asta. Nu neapărat din păcate, că are și un plus. Are consum mai mic decât cel 4x4. Da, ok, nu era din păcate, era așa. Oarecum e ciudat să vezi un SUV cu tracțiune doar față, dar v-am zis, mașina e ok, se mișcă bine. Avem faruri normale cu halogen, lumini de zi cu LED, ai dreptate. Mai departe, o să facem pe scurt o mică prezentare și o să prezentăm defectele mașinii. Și am văzut ceva pe aici, pe undeva. E un pic atinsă, ciupită. Asta pe lângă celelalte mici ciupituri de piatră de pe ea. Jantele sunt în aliaj pe 17. Pe lateral n-am observat nimic ciudat. Foarte puțin aici, la fel, un pic de tot zgâriată. Din ce m-am uitat înainte, că îți dai seama că înainte am căutat să mă uit să văd defectele ca să le evidențiez, pe parță n-am mai văzut niciun fel de defect. E mare, e spațios, nu mai țin minte acum datele exacte, dar în filmulețele dinainte, la Volvo-urile precedente, cu siguranță am zis și dimensiunile. Arată ca un portbagaj de Volvo. Exact, mare, chestia se prinde aici. Și aici de desubt avem roată de rezervă mică, da, mică. Nici nu vine pe modelul ăsta mare, doar mică sau kit de vulcanizare. Da, da, da. Și toate chestiile care ai nevoie ca să schimb roata. Inclusiv numerele pe care le-a avut mașina înainte. Ba nu, stai, spun prostii. Au existat și cu roți normale, dar nu prea mai sunt. Nu prea se mai pun deloc, pentru că pierzi mult spațiu la portbagaj. Bun, ideea este că asta nu are roată mare, are doar roată mică. Aici, uite, da. Un zbeng. E un pic înfundat, înduită. Ia degetul că mai tare mai rufat, nu? Da, e o îndoitură cât buricul degetului mic. Nu, e nici măcar. E da, e un bob de orez, un bob de mază. Mă, fine, da. E mică, e insesizabilă, la fel și cea de aici, la fel vietru foarte, foarte fină. Aici încă una, asta e un pic mai adâncă, ce-i drept, dar la fel nu e gravă. De are și profilul anvelopelor, ca să vadă că da, sunt ok. Destul de ok, destul de groase. Hai că prea e de aici, tu o să conduci, ca de obicei. Uite, când intrăm înăuntru, se vede tapiseria foarte faină. Bej, crem, alb, n-am știut niciodată ce culoare e asta. E o culoare deschisă. Nu, chiar sunt centura. Să vezi că și miroase altfel, da, interiorul e, la e piele. Mașina cu piele decât la cele de vinilin. Am șters și parbrizul. Funcționează ștergătoarele. Mă uit și nu văd niciun defect pe parbriz. Sper să nu-mi scape. Avem motorul de 2 litri, 150 de cai, cuplu de aproximativ 400 Nm. Este Euro 6 și cutia automată, tracțiune față. Teoretic, deși mașina are aproximativ 1800, nouă producătorul ni se laudă cu un consum de 4,7. Foarte, foarte mic la prima vedere. Eu nu cred că poate să scoată doar atât, decât, nu știu, în condiții ferice. Așa, da, vedem acum. Bine, așa. Da, uite, avem și harta României. Și avem și Biserica aici, Mântuirii Neamului, catedrala e acolo? Nu, n-o să o caut pe aia. Avem navigație, avem dublu climatronic, dreapta stânga. Scuze. La tine. La mine, 4 geamuri electrice, oglinzi electrice și rabatabile electric. Da, la Volvo rabatabile sunt electric, rabatabile și în mers. Așa. Nu știu de ce ar vrea cineva să facă treaba asta, dar... Ba da, mă, uite că se poate în mers. Știi că încerc când dai de o chestie foarte îngustă și trebuie să mergi în față? Da, 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 și prin chestia aia îngustă treci cu 70 la oră, nu? Adică, nu știu, ar trebui să fii un speed limit. Știi ce se întâmplă? Pe principiu s-ar trebui să punem cască pietonilor. Că poate-ți proști și dau capul de stâlpi în timp ce merg pe stradă, înțelegi? Adică, dacă ești idiot și vrei să-ți tragi astea... oglinzile la 120 la oră în depășire, deci e problema ta, frate. Îți meriți soarta.
Serios? Păi de acolo la tine stânga, pilot automat? Da, pilot automat. Mai mult ca sigur nu. Nu, e doar pilot. Computerul de bord, dincoace sunt comenzile pentru radio, senzor de lumini, senzor de ploaie, oglinzile, eu zic că sunt cu heliomate antiorbire, vezi că au o margine așa mai închisă. Marginea închisă e senzorul, semnul că avem senzor antiorbire. Exact. Volan de piele. Da. Și mașina fiind 2017 și având și 69.000 de kilometri, pielea asta, de fapt ca și interiorul mașinii, se simte ca nouă, e foarte... Și mirosul, vezi că e miroase așa altfel, nu știu, Nu știu, mie miroase la vanilie, cred că la gogoș. Păi ești la regim, nu? Am mâncat o gogoaș. Aha, ești la regim, nu? Am mâncat o gogoaș, am zis. Cât deci atât gogoaș aia? Nu, era o gogoaș normal. Uite, scrie aici, clean zone. Da. Și ce înseamnă asta? E o opțiune a celor de la Volvo, e chiar trademark Volvo, care ți se pune un senzor de calitate a aerului și atunci când va depista că rulezi în spatele unei mașini care poluează, că, nu știu, treci prin mijlocul combinatului sau prin rafineria Petromidia și sunt gaze, praf, poluare și așa mai departe, în mod automat trece clima pe recirculare a aerului, astfel încât să nu inhalezi toate bullshit-urile din atmosferă. Și atenție, încă un lucru. Știți că, de fapt, cei din zona noastră știu că atunci când eram mici, Galațiu era un nor de poluare, printre cele mai poluate orașe din țară. Acum se pare că e printre cele mai curate. Și serios, nu, s-a făcut studiu la nivel european, Galațiu e printre cele mai puțin poluate orașe din țară. Din cauza combinatului, care nu mai... Acum la combinat nu se mai face tablă, acum se bat cuie, probabil. Se îndreaptă cuie, cred că mai degrabă nu se bat. Ținuta de drum e fără reproș, n-am ce să comentez. Nu se simt bătăi. De fapt, hai să fim serioși, la un Volvo la 60.000 de kilometri, dacă îți bat roțile, dă un... Da, nici, cred că nici la Geli nu băteau. Geli sau Geli? Geli... Tantumă. China. Tantumă. China. Da, mașina trebuie să se simte foarte bine. Totul în ea îți dă senzația de nou și materialele premium la fel. Deci la interior nu am văzut nimic. Poate vezi tu și mi-atrage atenție, dar mie mi se pare ireproșabilă. Până nici scaunele nu au făcut cutele alea, știi, de uzură. Uite, la tine foarte, foarte puțin aici. Nu știu dacă se vede. Ba, da, se vede. Bă, ce șmecher e aparatul ăsta. Da, foarte tare. Foarte, foarte mici urme de uzură pe scaunul șoferului. Dar bine, ăla e cel mai folosit scaun. Da. Hai să mai vedem la ce dotări mai are mașina. Mai XC60. Ce-mi place treaba asta cu mai XC60, e stil american, mai iPhone, mai nu știu ce. Da, ca și dotări avem City Safety. Funcția care frânează în caz de pericol. Așa, și ESP-ul. Dar atenție, City Safety funcționează doar până la aproximativ 40 de km la oră. Adică pe oraș, acolo unde ți este distras atenția. Acum Bogdan, urmează să întoarcem. Mașina până aici a realizat un consum de 5,6 în condiții de rulare legală, aproximativ 70 de km în localitate. Nu cred că trebuia să mai spun legală. Așa, și cam 90-100 în afara localității. Deci acum îi dai pe recirculare, acum îi dai să fie tot automat. Acum intrăm pe sport. Și așteptăm tirul să treacă. Și așteptăm. Ne așteptăm? Așteptăm că tirul are limitare la 90. Tirul vine de la Brăila. Da. Uite, mi s-a și în reserva acum că am dat-o pe sport. Și ne oprim așa. Producătorul spune 10 secunde și viteză maximă 190. Da, vedem acum. Ce înseamnă, vezi, are 150 de cai, dar cuplul e puternic. Te trage, e... Stop. Gata. A, și încă un lucru, că tot stăteam acum și mă uitam. Display full digital. Da. Am uitat să spun lucrul ăsta, au dispărut ceasurile cu acele bla bla bla. Nu știu, clientul cred că știe cât e rata, cât e... Da, sunt trecute în cadrul anunțului. Așa.
Și revenind aici, am zis de la CD Safety, dezactivarea ISP-ului și aici avem un... De aici se activează, dezactivează start-stop-ul și un ghid pentru conducerea economică. La settings, ce mai avem la settings? Vehicle settings. Lock settings, side mirror, bla bla bla, driver support system. Ce mergem iar la CD Safety și ISP. Opa, system options. Drumuri bune, avem nevoie. Da, uite, vezi, asta e o caracteristică de a Volvo-ului. Din punctul meu de vedere, o ușoară tentă de rigiditate. E exact aceeași senzație care o am și în Kodiaq. Ca ținută de drum, e ușor, ușor rigidă. Dacă mergi pe străzi bune, e foarte, foarte bine balansată. Adică e un echilibru aproape ideal între confort și sportivitate. Dar dacă treci pe drumuri care au denivelări, se simte un pic o rigiditate în ea, știi? Tu știi că mașina e produsă în Suedia, nu? Da, iau drumuri, știu. Nu are rost să când aia construiau drumuri, adică când aia încă mai construiesc drumuri, a noi 40% din populație încă se duce în curte la nevoie. Ca și număr de airbag-uri, să revenim la noastre. 1 pe volan, 2 sus, acolo, 3 pe cortină, acolo să numărăm 4 pentru că e cel care deschide și în față și în spate. 5 pe scaun, nu știu dacă ai și tu la genunchi. Fac, nu știu dacă s-ar trebui să mă uit. Dă-i tare și lovește pe ăsta de față și aflăm. Pe genunchii mei, nu vrei să afli. Nu știu dacă am, dar teoretic, oricum, 10, pe Volvo vin standard maximul de opțiune. Nu neapărat. Nu te vede. Ce te pui 10, cu fiedezul? Da, 10 și e posibil să fie și al 11-lea pe la genunchii șoferului. Acum, concluzia, nu? Concluzia. Mașina care se simte aproape ca nouă, mașina care în total a avut un consum de 5,9. Ne-a mințit Volvo cu 4,7, dar serios, adică nu pot să cred că cineva chiar s-a așteptat ca o mașină de 1800 automată chiar să consume 4,7. Doar când cobori transfăgărășanul, poate. Da, oricum, 6, eu zic că e un mediu pe extern și probabil cam 8 în oraș, uh-huh, în condiții normale de trafic. Acum, da, Corsa mea consumă 47. Corsa ta are jumate de piston. E adevărat, am mai pus eu jumate. Într-o zi o să prezentăm și Corsa mea. Celebra Corsa de acum, serios. The Corsa. The Corsa, da. The one and only. The one and only, de fapt. Hai, lasă-l pe om în pace. Ai zis că ne auzim pe luni marți. Te salut. Pa. Pa.